Chiar dacă suntem în cea de-a treia săptămână în care activitatea gripală este peste pragul epidemic și situația ar putea fi considerată epidemie, Ministrul Sănătății nu o va declara ca atare pentru a nu perturba activitatea economică și pe cea din școli. În locul restricțiilor, autoritățile mizează pe recomandări și pe responsabilitatea cetățenilor de a se proteja. România este la un pas de epidemie de gripă. În ultima perioadă au fost confirmate aproape 2700 de cazuri. Este o creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii. Camerele de gardă ale spitalelor sunt tot mai aglomerate, iar 10% dintre cei care ajung acolo se internează. Iar temperaturile ridicate sunt un element care favorizează activitatea virusurilor. După mai bine de un an de la pandemia de coronavirus, românii nu par foarte alarmați de virusul gripal, ci se răspândește tot mai rapid și are, în unele cazuri, efecte foarte grave asupra sănătății umane. Deși autoritățile sanitare propun măsuri de protecție asemănătoare cu cele din perioada pandemică, majoritatea persoanelor refuză să poarte masca de protecție, chiar și în mediile aglomerate. Unii dintre ei apelează și la leacuri bătrânești, spunând că au efecte pozitive asupra imunității, dar cer și ajutorul medicului, după caz, contând pe eficacitatea vaccinului antigripal. Vaccinul antigripal făcut? Da, 3 vaccinuri. Și vi se pare că este eficient? Așa mi s-a părut, dar și vaccinul ăsta gripal care l-avem, l-am. Vorbeam de 3 de alea pentru COVID. Ce măsuri de prevenție luați pentru a vă proteja de virusul gripal? Păi ne îmbrăcăm bine, evităm aglomerațiile, punem masca câteodată în unei aglomerații. Ceaiurile, lămâia, usturoiul, ceapa, toate sunt foarte bune. De multe ori n-a fost nevoie de medicamente. Am luat... Apelați de obicei la ajutorul medicului de familie sau o tratați singur acasă? Apelez pentru că-s cardiacă și tot timpul îmi trebuie rețeta. Cu de la rețetă venim, am umplut o plasă cu medicamente. Că asta este, cardiacă și trebuie zilnic să iau... Cum vi se pare ideea de a se reimplementa masca de protecție? Rea! Nu e bine cu masca, păi nu te protejează cu nimic. Aceștia iau diverse măsuri pentru a-și proteja sănătatea și aleg să stea departe de spații aglomerate. De asemenea, se resimte criza de medicamente care s-a produs în ultima perioadă din cauza exploziei de cazuri de gripă. Oamenii consideră că medicamentele sunt destul de costisitoare și lasă urme adânci în bugetul lor. Da, am ambele doze. Și vi se pare eficient? De mie mi se pare. Până acum nu m-am îmbolnăvit, nu am pățit nimic. Cum vă protejați împotriva virusului gripal care circulă? Cum mă protejez? Păi foarte bine. Mă feresc de frig, de aglomerație și atât. Cum vi se pare reimplementarea măștii de protecție? Măștii de protecție să se introducă? Nu sunt de acord. Pentru că dacă atâta timp cât ești într-un mediu deschis, nu pățești nimic, dar dacă ești în aglomerație, da, e foarte bine. Ce părere aveți despre situația actuală din România și despre virusul gripal? Ce să zic, trebuiau luate mai multe măsuri, medicamentele destul de scumpe, chiar am cumpărat acum ceva și n-aveau ce trebuia și a zis că să cumpăr altceva, undeva la 60 ceva de lei. Da, trebuie să avem grijă, să ne protejăm, mască, îmbrăcăminte. Cum vi se par măsurile preventive ce le-au propus cei din minister? Nu am luat la cunoștință, deci nu știu ce să vă spun. Despre reimplementarea măștii, ce ne puteți spune? Cred că ar fi bună. Direcția de Sănătate Publică din județul Mehedinți declară că au existat 1419 cazuri de infecții respiratorii și cea mai afectată categorie a fost contrar așteptărilor, grupa cu vârstele cuprinse între 5 și 14 ani. Cu toate acestea, campania de vaccinare antigripală are un mare succes, fiind administrată o mare parte din vaccinuri până în acest moment. În județul Mehedinți au fost înregistrate 1419 cazuri de infecții respiratorii acute, dintre acestea 53 cazuri au fost internate. Din cele 1419 cazuri, 1133 cazuri au fost infecții acute,
ale căilor respiratorii superioare și 286 au fost pneumonii. Cea mai afectată grupă de vârstă a fost grupa 5-14 ani, unde s-au înregistrat 370 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 57 cazuri de pneumonii. De asemenea, campania de vaccinare antigripală continuă. Din cele 28.000 de doze de vaccin primite de la Ministerul Sănătății în data de 22 septembrie, au fost administrate 27.828 de doze. Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea antigripală în primul rând persoanelor din categoriile cu risc, adică personalul medical, persoane peste 65 de ani, persoane cu afecțiuni cronice, gravide, dar și copiilor peste 6 luni.